5.07.2022, ora 12, sunteți invitați pentru a participa la ședința ordinară a Consiliului Local Orbeni, județul Bacău, care se va desfășura în sala mare a primăriei Comunei Orbeni, în sat Orbeni, strada Luzului numărul 178, cu 9 Orbeni, județul Bacău, unde va fi supus spre analiză și dezbatere următorul proiect al ordinii de zi. Proiect numărul 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului și cheltuieli al Comunei Orbeni, județul Bacău, inițiator primar Popa Costache. Proiect numărul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea delegării de concesiune a serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân al Comunei Orbeni, județul Bacău, a studiului de fundamentale a deciziei de înființare și delegare a serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân al Comunii Orbeni, județul Bacău, a regulamentului de organizare și funcționare a serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân, a caietului de sarcini, a documentației de atribuire prin procedura simplificată inițiator primar Popa Costache. Proiect numărul 3. Proiect de hotărâre privind stabilirea mandatului reprezentantului legal al Unității Administrativ-Teritoriale, cum am vorbit, pentru ședința Adunării Generale a Acționarilor, a Societății Comerciale Compania Regională de Apă Bacău S.A. din 05.08.2022, inițiator primar Popa Costache. Așa. O să mai fim acolo pe ordinea de zi, intervenit recent. Avem o solicitare din partea domnului doctor și vă spuneam la cabinetul stomatologic și la momentul respectiv o să îi dau știri. Da. Pentru începutul rugăm pe... Da, să vă spun. Cine este pentru? Împotriva. Dau citire procesului verbal la ședinția interimare. Proces verbal la ședinția ordinară a Consiliului Local Orbeni, județul Bacău, din data de 17.06.2022. Astăzi, 17.06.2022, are loc începând cu ora 12 și cu desfășurare în sala de ședințe a primăriei Comunei Orbeni din satul Orbeni, strada Luzului 178, Comuna Orbeni, județul Bacău, ședința extraordinară a Consiliului Local Orbeni, unde vor fi supuse analizei și dezbaterii proiectele înscrise pe ordinea de zi aferentă, cu participarea unui număr de 12 consilieri locali, domnul Bolțoi Vol, absent. În desfășurarea ședinței de astăzi, are cuvântul președintele de ședință, care dă citire proiectului ordinii de zi, 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuielile al Comunei Orbeni, județul Bacău, inițiator primar Popa Costache. 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru lucrări de întreținere și reparații pentru obiectivul sistem de alimentare cu apă din Comuna Orbeni, județul Bacău, inițiator primar Popa Costache. 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice privind realizarea sistemului de alimentare cu apă, extinderea rețeaua cu apă pe străzile principale, canton, școlii, bradului Unirii, construire, puț, captare și rezervor 200 m cub fază SF, inițiator primar Popa Costache. 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării Festivalului Grâului la Orbeni, ediția a doua, în data de 21 august 2022, cu finanțare de la bugetul local, inițiator primar Popa Costache. 5. Proiect de hotărâre privind actualizarea inventarului privat al Comunei Orbeni, județul Bacău, inițiator primar Popa Costache. Are cuvântul secretarul Comunei Orbeni, care dă citire procesului verbal al ședinței anterioare. Președintele de ședință solicită intervenții, nu sunt solicitări, se supune la vot. Domnul președinte de ședință anunță următorul rezultat, 12 voturi pentru. Președintele de ședință solicită prezentarea materialelor înscrise la punctul numărul 1 al ordinii de zi. Are cuvântul primarul Comunei Orbeni, care dă citire materialului aferent acestui punct de pe ordinea de zi. Se solicită intervenții, nu sunt solicitări, se supune la vot. Este înregistrat următorul rezultat, 12 voturi pentru. Al doilea punct al ordinii de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru lucrările de întreținere și reparații pentru obiectivul sistem de alimentare cu apă din Comuna Orbeni, județul Bacău, inițiator primar Popa Costache. Are cuvântul primarul Comunei Orbeni, care dă citire materialului aferent acestui punct de pe ordinea de zi. Se solicită intervenții, domnul Vărățanu Solin. Spuneți că rezervorul de clor are 300 de litri, nu este cam puțin, cred că ar ajunge pentru o săptămână maxim. Domnul Popa Nicolae nu cred că este puțin la un consum de 6 litri pe oră. Domnul primar, aceasta este soluția tehnică avansată de specialiști. Vom veni și cu soluții de alimentare, cu soluția stabilită, până la predarea sistemului de alimentare cu apă. Aceasta trebuie să îndeplinească o serie de parametri și condiții. Din analizele făcute se pare că nu vine cu ultraviolet de vânt fac față.
Domnul Paraghiulie, colinarea se face înainte de intrarea apei în bazin. Domnul Gălățanu Sorin Mute, reuniți și accesul către aceste fluxuri. Uneori acesta este dificil. Domnul primar, drumurile sunt foarte bine întreținute și vor fi întreținute astfel încât să asigurăm accesul la rezervor. Domnul primar, o problemă mai importantă este cea căminelor de apă pentru toți consumatorii care trebuie poziționate pe domeniul public și legat de această problemă, care cade în sarcina noastră, încercăm să obținem o finanțare pentru a rezolva integral și standardizat această problemă pentru toți consumatorii. Domnul Fadu Verer, știți cumva dacă domnul Pontaș a mai dat o soluție pentru stația de deferizare care nu este exclusă de cea de clorinare. Domnul primar, recomandarea celor de la DSP și de la Cran Bacău are în vedere doar stația de clorinare. Nu s-a pus în discuție și aceasta pentru că dacă ar fi fost impusă, trebuia să regăsească și în lista de investiții obligatorii. Se supune la vot, este înregistrat următorul rezultat, 12 voturi pentru. 3. Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației tehnico-economice privind realizarea sistemului de alimentare cu apă, extindere de rețea cu apă pe străzile principale, Canton, Școlii, Bradului Unirii, construire de puț, captare și rezervor 200 m3, fază SF, inițiator primar Popa Costache. Are cuvântul primarul Comunei Urbeni, care ne cuprie materialele aferente acestui punct de pe ordinea de zi. Intră în sală de ședință domnul consilier Bănțuie Coan, se solicită intervenții, domnul consilier Chemuș Costică și aseară în jurul orei 17 s-a luat apa, 17-19, pardon. Domnul primar, da, știm de această situație datorită consumului de apă din zona de jos, aceasta nu mai ajunge în partea de sus a satului Urbeni. Rezerva de apă este cea care este și sistemul este depășit. Am verificat, pierderi nu sunt și totuși această apă se duce undeva, astfel încât vom fi nevoiți să stabilim un program, va fi un minim disconfort, dar vom anunța consumatorii să-și facă rezerve, să putem limita la minim intervenții. Se supune la vot, se solicită intervenție, nu sunt solicitări, se supune la vot, este înregistrat următorul rezultat, 13 voturi pentru, 4 proiect de hotărâre privind aprobarea organizării Festivalului Grâului la Urbei, ediția a doua, în data de 21 august 2022, cu finanțare de la bugetul local, inițiator primar Popa Costache. Are cuvântul primarul Comunei Urbeni, care dă citire materialele aferente acestui punct de pe ordinea de zi. Se solicită intervenție, nu sunt solicitări, se supune la vot, este înregistrat următorul rezultat, 12 voturi pentru, o abținere din partea domnului Moraru Dan Constantin. 5. Proiect de hotărâre privind actualizarea inventarului domeniului privat al Comunei Urbeni, județul Bacău, inițiator primar Popa Costache. Are cuvântul primarul Comunei Urbeni, care dă citire materialele aferente acestui punct de pe ordinea de zi. Are cuvântul secretarul Comunei Urbeni, care dă citire materialului aferent acestui punct de pe ordinea de zi. Se solicită intervenții, nu sunt solicitări, se supune la vot. Este înregistrat următorul rezultat, 12 voturi pentru, o abținere din partea domnului Fandu Viorel. Președintele de ședință declară închise lucrările prezentei ședințe. Mulțumesc. Cum ați fost intervenții? Cine este pentru? Ar fi totuși o consemnare, domnul secretar, eu am zis că e prea puțin 6 metri, 6 litri pe oră, ca și cum capacitatea, nu, adică e prea puțin. Asta nu se vede. Păi așa am înțeles eu. Da. Așa a fost consum. Nu este cam puțin pentru consum 6 litri pe oră. Asta a fost întrebarea. Mulțumesc. Iar voi întârziat de oră. O să doamnă trebuie. Tocmai eu cerea mapă. Vreau să intervin un pic la începerea ședinței, dar am o propunere pentru toți colegii și dumneavoastră administrație. Putem realiza o întâlnire cu arendașii de Comuna Urbeni. Poate reușim să demarăm și noi o investiție ca cei de clădineți. Fiecare poate are o idee, să ajungem cu toții la un plan mai de viitor, că după cum vedem, e dezastru. Să ne gândim cumva și spre irigații, că din păcate la noi la Urbeni, numărul fermierilor care irigă e foarte mic. Iar producția este măsură. Cel puțin anul ăsta, cred că toată lumea resimțim treaba asta. Și dacă la noi vecinii noștri au putut... E dincolo, Dane, e deja un sistem implementat de la hidroconstrucția, sau cum îi spune la hidroelectrica. Iar ei acolo deja sunt, au abonamente. Fiecare își plătește consumul de apă pe care îl consumă. Deci este implementat sistemul de drept de înainte de 90. Nu-i lucru nou. Dar acolo,
solarii, deci culturile astea de legume, nu se ies de azi. Acolo este o istorie. Este transmisă din generație în generație, iar acolo există. Iar aici ar trebui inițiativa particulară, într-un fel, dacă statul român nu intervine cu proiecte sau programe care să poată fi implementate. Eu propun mare parte. Noi, dacă ați observat... Aia este ministru cu irigație și acum este ministru. Mare parte de problemă. Eu mă încalcul subiectul ăsta și când facem acum și când am făcut planul parcelar pentru o bune viitoare autostrada a șaptele, și deja o să înceapă lucrările pentru cadastru sistematic pe toată comuna, că am anunțat. Dar o să vină firma de să apară, de la o zi la alta. Și am luat în calcul să ne lăsăm căi de acces. Fără să suprapunem, să complicăm lucrurile cu proprietățile private, pe lângă drum, canalele care au fost cândva vor rămâne în inventar ca și posibilitate de a extinde rețele pentru alimentări de astea, pentru irigații, dar problema nu e asta, problema de fond este să investiția, să poți extrage apa din canal și să o aduci până la fiecare tarla. Te vedeți că dacă vă uitați așa prin sală, că mai toți circulăm, sau cel puțin în partea de sud, Brăila, Focșani, s-a dezvoltat foarte mult sistemul ăsta de irigații, pentru că seceta acolo, spune cuvântul, nu de azi, de ieri, de ani, mai mulți în urmă, noi am mai fost protejați, Doamne, Doamne, dar se pare că, dacă într-o săptămână, două, nici la noi nu se întâmplă nimic, deja e catastrofă. Și așa, greu producțiile de știți și voi care sunt. Sunt jumătate, cel puțin, dacă nu și mai jos, față de anii anteriori. Intenția noastră există. Și uite, săptămâna viitoare, lansăm un apel pentru toți cei care îi doresc, dar e bine să fie toată lumea informată vis-a-vis de subiectul ăsta, pentru că dacă prezintă interes subiectul, atunci fiecare vine cu soluții sau cu dorința de a se implica în treaba asta. Că nu vine nimeni să-ți ofere nimic. Și aici am vrut să ajung. Sunt fermieri care poate doar așteaptă de la bunul Dumnezeu. Sau nu au conceptul afacerii sale, ideea de a irica. Eu cred că toată lumea își dorește. Dacă nu are, dar există... Să se deplaseze un pic, să lasă pe cel care ar avea. Dar în cadrul Asociației Producătorilor Agricole, înființată acum de aia, nu puteți de mara de voi? Asociația Producătorilor Agricole nu mai, nu știu dacă mai funcționează. Nu mai avem un contract. Acum există... Deci am reținut ideea, stabilim din comun acord după ședință, vom fi datorim cu fiecare parte când și cum ar fi disponibil ca să putem să facem astfel de întâlnire. Sunt tavare, la noi în zonă, dacă suntem în teren agricol mare parte, lângă de-a lungul Siretului, care lângă apă, la un metru de apă, dar se plătește tot apă, care se compia din Siretului. Se plătește. Sigur, la bilet comunii va fi abonament, dar nu mai cum se plătește. Nu plătește. Problema cea mai mare investiția, să o vezi din... Și m-am uitat, am fost într-o zi de curiozitate să văd ce se întâmplă la Belești. E o investiție destul de mare. Da. Nu credeți că e investiții care pot să acopere unul dintre noi de aici sau unul dintre cei din urmă. Iar după ce investiția asta va avea, va fi implementat proiectul, abia după atunci fiecare își va acorda, va deveni abonat, contract și tot așa. Suntem o discuție, întotdeauna din discuții s-ar trebui să-ți ceva bun. Da. Acum, cât de mult mi doresc să-mi dăm pe lucrul ăsta, depinde de noi. Da. Putem trece la primul punct, da? Da, o să dau citire. Referatul de aprobare privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuielile în partea de la Dacov pentru luna iulie anul 2022. În baza prevederilor bugetului de stat pentru anul 2022, a legii 277/2006 privind finanțele publice locale, modificările și completările ulterioare, legea 571/2003 privind codul fiscal cu modificările și completările ulterioare, nota de fundamentare a compartimentului de venituri și cheltuieli din cadrul primăriei Orbeni, bugetul de venituri și cheltuieli al anului Orbeni va suporta următoarea rectificare sau următoarea rectificare. La partea de venituri, având în vedere evenimentul din 21 august, Festivalul Dumnezeu, ediția a doua, la Orden. Am obținut sponsorizare de la către doi agenți economici, AIPO MSA, director general Mare Mihai și interacul aliment domnicul Șerban, suma de 10.000 lei, 6 de la AIPO și 4 de la interacul aliment, sume de la Agenția Județeană pentru Prestări Sociale, în tot de încălzire, suma de 8.400 lei,
venitul din impozitul pe termen extraordinar, 26.000 de lei. Deci au fost încasări până la data la care discutăm, 26.000 de lei, mai mult decât am propozat inițial. Deci total venitul 44.040 de lei. Sau de fost mai ceva. Eu am dat. La partea de cheltuieli, sumele au fost repartizate astea, de partea de cheltuieli au fost propuse a se acorda vouchere de vacanță care nu au fost alocate inițial în sumă de 20-30 mii lei și la capitolul bunuri și servicii au fost transferate sumă de 65 mii la un alt capitol. Și o să vedeți cum mai. La partea de capitolul 5602, transferul între unitățile administrației publice locale, e vorba de copii internați în diverse centre. Și aici s-au mai făcut economii până la data la care discutăm și am transferat suma, am propus transferarea sumei de 10.000 lei la un alt capitol. La capitolul 61, ordine publică și siguranță, a fost alocată suma de 1.45.000 lei pentru vouchere de vacanță. La capitolul învățământ s-au suplimentat caturașul de fianță cu 3.000 lei și reparații curente 5.000 lei. Și aici e vorba de microbunduri. La partea de cheltuieli de capital, la învățământ, a fost transferată suma de 72.000 lei de la obiectivul de investiții, creșterea gradului de participare a elevilor din Comuna Ormeni la procesul de învățare online în contextul crizei SARS-CoV-2 în achiziția de echipamente aerice. La partea de capitolul de cultură, recreere și religii, la partea de cheltuieli de personal și aici a fost suplimentată cu 45 lei pentru vouchere. Și la partea de bunuri și servicii, sunt acele 10.000 lei sponsorizare de la pentru Festivalul Grâului Inițiator. La partea de asistență socială, capitolul 68, au fost alocate pentru vouchere de vacanță suma de 23.000 lei. Și la partea de iluminat încălzit, forță motrică, 2.000 lei suplimentare. Și de asemenea, cheltuieli de personal, 7.25 lei suplimentare. Și la partea de asistență socială, toate sociale numerare, 1.40.000 lei bani pentru ajutor de încălzire. La capitolul 7002, locuințe, servicii de dezvoltare publică, la partea de reparații curente, a fost alocată suma de 108.000 lei, suma necesară acoperirii cheltuielilor pentru întreținere și rețeală, la rețeaua de alimentare cu apă existentă. Și aici e vorba de achiziția celor două stații de clorinare, împrejmuirile și plus înlocuirea banilor defecte. La partea de capital s-au diminuat cu 14.000 lei cheltuielile de la FUG, de la întocmire documentației FUG, s-au cam apropiat de final lucrarea asta și au rămas 14.000 lei, în cheltuieli și au repartizat iarăși la capitolul de investiții următor, la care a fost alocată suma de 763.000 lei pentru realizarea sistemului de alimentare cu apă, extinderea rețelei de alimentare cu apă pentru strada principală Canton, școlii Bradul Lumini, construit plus captare apă și rezervor 200 de metri cub. Inițial aici am alocat din excedentul anul anterior de parte 200.000 lei și acum am suplimentat cu încă 763.000 lei până la finalizarea obiectivului, mai e nevoie de mult mai mulți bani, dar vom vedea etapă cu etapă și le vom aduce la cunoștință. Deci total capitolul 857.000 lei. La capitolul protecția mediului, pe partea de cheltuieli, a fost diminuat capitolul cu 62.000 lei. Din sume repartizate la proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă, de vorba de POIM, și de la cele două platforme. Este esențial să punem la punct sistemul de alimentare cu apă și să suplimentăm rezervele de alimentare cu apă, că sunt așa cum știți dumneavoastră mari probleme. La capitolul drumuri și poduri a fost diminuată partea de proiect tehnic pentru străzile Zarnă, Luz, Butăriei, Pietriș, Viilor, Bucure, cu suma de 687.000 lei. Total capitolul minus 687.000 lei. Bugetul de venit și cheltuiala evaluației ordinei pentru anul 2022 va avea următoarea formă. La partea de venituri proprii, pe total an avem propus să fie realizat suma de 1.416.030 lei, repartizat în restul 1. 403.000 lei, între 434.000 lei, între restul 3, 453.050 lei, între restul 426.025 lei. Sume de falcat din taxa pe valoarea adăugată,
Avem total la proposta finalizat 3.620.000 lei, repartizate în trimestrul 1, 891.000 lei, în trimestrul 2, 860.000 lei, în trimestrul 3, 750.000 lei și în trimestrul 4, 1.084.000 lei. Cotele de falcare din impostul pe venit, pe total la 1.571.000 lei, repartizate trimestrul 1, 392.075.000 lei, trimestrul 2, 392.075.000 lei, trimestrul 3, 392.075.000 lei, trimestrul 4, 392.075.000 lei. Subvențiile la alte nivele ale administrației publice din care finanțare PNDL, 195.060.000 lei, repartizate în trimestrul 1, 171.010 și în trimestrul 2, 24.050. Finanțarea JPIS, 102.000 pe total an, 76.80 în trimestrul 1, 16.80 în trimestrul 2 și 8.40 în trimestrul 3. Sponsorizare, 10.000 pe total an, repartizate în trimestrul 3. Total venituri, 6.994.090.000 lei, proposta fi realizat, repartizat în 1.094.065.000 lei, trimestrul 2, 1.628.050.000 lei, trimestrul 3, 1.659.020.000 lei, în trimestrul 4, 1.603.000 lei. Și total cheltuieli, 7.374.090.000 lei pe total an, 1.984.065 repartizat în trimestrul 1, 2.020.055 în trimestrul 2, 1.808.070 în trimestrul 3 și 1.561 în trimestrul 4. Față de cele arătate mai sus, vă rugăm să analizați și să dispuneți în care le decizi în vederea cum le desfășura activitățile la Călăscării. Nu se dau ce trebuie și proiectul de hotărâre. Cu privire la rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Orbeni, articolul. Se propune de aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022, după cum urmează, și sunt cifre pe care am citit anterior. La articolul 2. Se propune spre aprobare rectificarea bugetului pe suma de 8.040.000 lei, ajutoare de încălzire, combustibil solid și sau petrolie, sumă încasată de la JPIS Bacău în iulie 2022. Articolul 3. Se propune spre aprobare rectificarea bugetului pe suma de 10.000 lei din sponsorizări pentru realizarea Festivalul Primul Inițiator la Oameni. Se, articolul 4, se propune spre aprobare suplimentare cu 783.000 lei pentru obiectivul de investiții, realizare sistem de alimentare cu apă extinsă, rețea alimentare cu apă pe strada principală de anitorul școlii Bradului Unirii, construit plus captare, apă și rezervor de 900 de metri cub, în satul scurt acolo la Oameni, astfel din excedentul anul anterior precedent 200.000 lei și din bugetul local, resursa 02, 583.000. Articolul 5 se propune, aprobarea actualizării și completării listei obiectivelor de investiții conform anexei 1 la prezentare, hotărâre. Articolul 6 se propune spre aprobare suma de 108.000 lei necesară întreținere și reparație de alimentare cu apă existentă. Și articolul 7, sumele înscrise în bugetul lucrurilor anului 2022 vor avea bază legală de efectuarea acestora și vor fi stabilite priorități prin angajarea locuierilor. Cam asta ar fi despre rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli la data la care discutăm. Încercăm să grăbim pașii și să urmăm procedurile care sunt de urmat pentru realizarea, așa după cum bine știți, a puțului de la Biserica Cioca. Se pare ca și noutate că și poemul, dar o să meargă mai bine din urmă, dar mai e de lucru foarte mult până la implementare, se pare că mai durează un pic. Sperăm în septembrie, maxim în octombrie, dacă se activează procedura de achiziție și de contestație la licitație, să putem să ne aplicăm de fără punctul nascută, iar până în primăvară să avem realizat sistemul integral de alimentare cu apă pe toată zona, cel puțin apă pe toată scurtă. Și în felul ăsta, până la implementarea acelui de la Poim, tot ce curge azi în scurtă din rezervorul de la Nichitin, puțul de la Nichitescu, să aducem în Orbeni să putem asigura cât de cât să echilibrăm până la proiectul celălalt. La implementarea lui. Se pare că se începe accentuată, ne dă un pic de lucru. Apa, în momentul de față, știți și voi bine că funcționează cu program, cel puțin în Orbeni, în scurt, nu este deocamdată în apa, la urmă probleme. Da, cu mici excepții, lumea este oarecum mulțumită pentru că știe că are apă în ziua care este... La seară a fost o sincopă, nu știu ce s-a întâmplat, s-a oprit pompa de jos. Adică a fost o pană de curent, a declanșat și o să ne duc decât la siguranță. Dimineața când am realizat că nu ajungea apa unde trebuie, am constatat că pompa nu funcționează. Dar s-a activat și de la ora asta s-a ajuns apa peste tot, în partea de sus a lăsat.
E o problemă care ne frământă pe toată lumea și să încercăm să găsim soluții. De asta mi-a renunțat la anumite lucruri de, pe care încercam să, inițial, le-am programat a le realiza și am zis să punem accent pe ceea ce înseamnă alimentarea cu apa și să grăbim pașii. Dacă se liniștesc lucrurile cu apa și toată lumea are, sau măcar toată lumea sper să beneficieze de acest serviciu, e liniște. Cel puțin din punctul ăsta de vedere. Dacă sunt discuții de subiect. Crăciun, da, da, mă rog. Referitor la subiectul, la interiectul unui extrem de grav, mai ales în contextul actual, și nu neapărat contextul de vine, cât situația în sine. Faptul că zona Scuta 3, sistemul actual, nu era, nu reușea să se facă față, nu numai datorită consumului, ci și datorită decredității. Între partea de jos a satului Scuta și partea de sus a satului Scuta, existând o liquiditate destul de mare, riscul era ca presiunea prea mare să cadă pe partea de intrare, astfel încât riscând ca de la celul pară la deal, terenul fiind mai mult în pată, chiar cu hidroforul de la el, să nu rezolve. Deci soluțiile date de specialiștii la domnul Bontaș, mare de specialist, așa, care mai dat soluții greșite. Dar noi nu avem curaj, să spunem. Domnul Bontaș trebuia să dea sus subsemnatul pentru traversarea dealului Scurții, unde nu l-a ajungea și nu păcălit. Asta trebuie să știm. Iar la punerea în funcțiune, au făcut o goloneală, au făcut un bypass și mergea la ei pompa. Astfel încât, la predarea sistemului, să fie apă pe toată lungimea conductelor. Ulterior, ne-a dat seama, apa Scurta, de fapt, nu ajunge. Datorită la politică, de cota dealului Scurta era mai înaltă, cu 75 de centimetri, decât cota dealului Urgen, care, la prima părere, a corpului liber, dealul Scurta era, părea mai jos cu câțiva centimetri. Deci, cu toate măsurători, doar ne-au dat o chix acolo. Iar în alte situații, ar fi dat grav cu subsemnatul pentru astfel de lucrări. Se știe, în astfel de situații, s-a dus să ajungă pe... Nu știu de ce se întâmplă astfel de lucruri. Ei își cam spală mâine, că au o toleranță de nu știu cât, că nu știu care GPS, nu știu care cote. Dar nu e chiar așa. Dându-și seama, trebuia să rezolve atunci. Și ne-am chinuit, în sfârșit am trimis-o pe Scurt, dar căutând o variantă găsită mai mult empiric decât cu științele lor. Mai văd acum niște lucruri care mă contrariază. Faptul că ați ajuns la soluția clorinării apei de la apele care vin în sistemul nostru. Din câte știu și te rog frumos să cauți în proiectul, scrie domnul Bontaș și de Agua Proiect, în care spune că, datorită adâncimii de la care scoatem apa, nu se impune clorinarea acum o renunța la ea, la chestia asta. Nu ne jucăm cu niște lucruri, dar nu e de joacă. Deci, prin soluția propusă, domnul Bonta și Agua Proiect au spus că niciodată apa din sistemul nostru, cea din la forajul numărul 1, cea de la forajul 2 din Scurta, nu impune clorinarea, datorită adâncimii de la care este scoasă. Prin urmare, analizele de apă, făcute la DSP, arătau că amândouă sursele nu conțin nitriți și nitrați. Ne conținând nici nitriți, nici nitrați, care e un caracteristic al apelor de suprafață, nu se impune clorinare. Practic, prin clorinare, se distrug bacteriile și nitriți și nitrați. Ceea ce se întâmplă acum, așa ați propus, nu voi, cei care au propus-o. Nu se întâmplă practic nimic. Apa de la Scurta nu are nici nitriți, nici nitrați, când nu are nicio clorină. Nu e să nitriți, nitrați, analizele de care ați spus. Azi fiind serios. Analizele arătau că au abordat cu nitriți, nitrați? Nu știu cum au apărut, dar astea era fizico-chimice și bacteriologice, dar bacteriologice ce-a făcut. Și de comandarea specialiștilor, nu e a noastră, executăm ceea ce spune DSP-ul și ceea ce spun cei care sunt măsurăți în iau cealaltă. Mai sunt specialiști care, câți ani înainte, spuneau că nu se impune clorinare, iar nu au văzut azi omății clorinare, care nu rezolvă, de fapt, problema
fierului și calciului care e în exces în, în apa de la scurta mai ales. Deci, o clorinăm doar să... Probabil iese bine la analizi, din, din sursa respectivă. Dar prin transportul și, și depozitarea ei și redistribuire, apar alte modificări. Numărarea de SPO-urile a fost clar. Noi discutăm acum deja subiectul de mare să trebuie la mare. Ultravioletele nu funcționează. Nu, nu funcționează, nu dau randament. Nu da. Mai au ce căuta acolo. Să nu mai muncim. Sistemul a fost gândit prost. Bravo, și cu cei de la DSP mi-au recomandat școala de SPO să schimbăm soluția. Și soluția a fost acele stații de clorinare. Și așa s-a întâmplat în totul. În felul ăsta, din discuțiile cu DSP-ul, că am avut inspecții cu zona asta, chiar dacă vă două, trei săptămâni de zile, așteptăm și rezultatul de la DMH București, ăla e cel care deschide culoarul pe care ar trebui să merge corect. Ei mă spune ce și cum și dacă se confirmă ceea ce încercăm să facem aici pe ok, înțeleg și atunci... Prin colorinare, practic, să, să reușim să dăm populației cu siguranță apa de care să fie potabilă. Fără bacterii, fără nimeni. Prin colorinare. E îmbunătățire, nu? Nu se îmbunătățește așa cum e bat în pădrâdă. Prin colorinare, îi mai dați și un cosmijar la avărta asta de apă, care, având și calciu mai mult și fier mai mult, nu avea toate calitățile necesare. Ne fiind deferizată și depacifiată prin acea stație care costa atunci un miliard jumătate și care probabil depășește trei. Care nu se mai întâmplă de altărită investițiilor celor mea în fundul. Și care trebuia să aducă la standarde, iar soluția propusă de domnul fost vice sistemul greșit, e o soluție empirică și la jucat înainte de a arunca vorbim de astea, să mai gândesc. Dacă în anumite puncte mai apar probleme, nu înseamnă că tot sistemul e prost. Ați spus noi asta anterior, de-a noi scurt, dar ea mai spune că tot veni. O soluție primită, vase comunicate, am fost totală și din prima. Hai să vorbim un pic, că cumva are un rost discuțiile astea. Spune ca să putem autoriza sistemul ăsta de apă care este funcțional la momentul de față, trebuie să îndeplinească niște condiții să-l putem autoriza. Și noi asta facem acum. Urmăm pașii pentru autorizare. Pentru că noul sistem de alimentare cu apă care va fi implementat prin POI are și cu toate și cu toate altele. Alte măsuri de prevenție. Pentru că puțul de la scurta de care e în discuție aici va rămâne conservare. Deci nu va mai alimenta populația. Vom vedea ce va întâmpla pe la momentul potrivit. Forajele vor avea loc pe orbe, unde apa nu mai are aceleași calități cu alea la scurta care impun fie stații de, de manganizare, de ferizare și tot mai fie acolo. Da. Înțelegeți? Dar astea se vor discuta la momentul potrivit. Deocamdată noi ce facem acum? Încercăm să intrăm în legalitate, să dăm timpul înapoi, înțelegeți? Noi lucrăm acum invers. Sunt sau autospus, da? Să putem autoriza un sistem de alimentare cu apă care nu a fost autorizat la momentul punerului în funcțiune. Aia trebuie să facem aici. Cât discută contradictoriu, cât spune alea, cum spune alea, cum fi varianta aia altă, aia altă, eu cred că ne depășește, pentru că noi nu suntem de specialitate. De-aia am apelat la societăți de specialitate care să ne dea o soluție ca acest sistem să fie benefic celor care sunt consumatori de apă. Să nu îmbolnăvim. Da. Care mai mult fier, care mai mult mangan, asta rezultă din analiză de laborator. Și așa și este. Are de tot. Asta și bun. Și să ne mai învățim în urmă, poate că a fost bun, că a fost bun. Este așa cum este. Că la vie. E bine că la vie. Pentru că sunt acolo unde nu sunt sisteme de alimentare cu apă, cred că e dezastru pe astfel de situații. Dar dacă îl putem repara și îl putem aduce, să-i dăm cât de cât și o formă legală, e cu atât mai bine. Putem distra până la lucrurile cât vreți. Deci o foc bun și ce nu-i bun. Nu știu dacă îl pune acum sau ce nu-i bun. Important e să vedem autorizat. Și să curgă apa, să dea Dumnezeu să curgă apa. Și nu ne pot urmări. Știți? Analizat ceva? Măi, din greșelile trecute ne putem învăța. Trebuie să ținem cont de cei care își dau cu păreri și s-au autorizat în domeniu. Oricât, eu, singurul meu lucru pe care trebuie să-l fac, e când îmi doresc un lucru să implementeze, ca acest lucru să aibă loc, să, să, practic să fie realizat, dar în condițiile în care spun cei care sunt specialitate, că nu pot să dai o cupără, trebuie albă, neagră sau nu știu care. Sunt informații care noi le putem avea cu diverse, eu știu,
soluții, să le putem afla, de diverse surse, da? Dar nu, cuvântul nostru nu are greutate când ne spun, bă, trebuie să stați clorinare. Nu-i treaba ampli, e treaba celui care spune, într-adevăr, și-i avizat. Și autorizat să spună lucrul ăla, prima bazez pe lucrul ăla, așa aia trebuie făcut. Analizele sunt luate anumare. Dar noi suntem monitorizați, deci se vede toată lumea. Avem contract, permanență, duc probe de alimentație. De apă, rezultă niște analize, vine cu recomandări, dacă v-ați uitat pe fântâni, dacă v-ați uitat prin sat, apar, apă nepotabilă, sau apă interzis copiilor care sunt între 1 și 3 ani, sau nu știu ce. Suntem obligați să facem lucrul ăsta, adică în funcție de analize, noi trebuie să informăm. Ca lumea să știe despre ce e vorba acolo și noi ne punem în pericol sănătate. Asta e rostul nostru aici. Să-i protejăm. Acum sunt intervenții. Supunem la vot. Cine este pentru? Obține? Împotrivă? Trecem la punctul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea delegării prin concesiunea serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân al Comunei Orbeni de Tubacu, a studiului de fundamentare a deciziei de înființare și delegare a serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân al Comunei Orbeni de Tubacu, a regulamentului de organizare și funcționare a serviciului prin gestionarea câinilor fără stăpân, a caietului de sarcini, a documentației de atribuire pentru procedura simplificată, inițiator primar Copa Costa. Da, așa cum v-am spus și în discuție care le-am avut cu poliția de și cu... Soluția legală pentru a proteja populația de acei câini fără stăpân este delegarea prin concesiunea serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân în Comuna Orbea. O să dau citire referatului de aprobare și proiectului de hotărâre, unde vor fi aprobate, nu? Mai multe lucruri aici, printre care caietul de sarcini, înființarea studiului fundamentare, regulamentul caietului de sarcini și tot ce rezultă privind condițiile pe care le impune legislația în vigoare și mai exact ordonanța de urgență 155 pe 2001, privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân. Și mai multe acte normative pe care o să le dau citire imediat. Deci, referat de aprobare la proiectul de hotărâre privind aprobarea înființării și delegării prin concesiunea serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân al Comunei Orbeni, județul Bacău, a studiului de fundamentare a deciziei de delegare a serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân al Comunei Orbeni, județul Bacău, a regulamentului de organizare și funcționare a serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân, a caietului de sarcini, a documentațiilor de atribuire prin procedură simplificată. Primarul Comunei Orbeni, în baza drepturilor și atribuțiilor conferite de în temeiul articolului 136 din Ordonanța de Urgență 57/2019 prin Codul Administrativ, propune Consiliul Local, într-o ședință de astăzi, adoptarea proiectului de hotărâre privind aprobarea delegării prin concesiunea serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân, a studiului fundamentare a deciziei de delegare a serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân al Comunei Orbeni, a regulamentului de organizare și funcționare a serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân, a caietului de sarcină, documentației de atribuire prin procedură simplificată, având în vedere următoare. Ordonanța de urgență numărul 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân cu modificări și completări ulterioare. Hotărârea Guvernului numărul 1059 din 11/13/2003 privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a ordonanței de urgență a Guvernului numărul 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân cu modificări și completări ulterioare. Legea 215/2004 privind protecția animalelor cu modificări și completări ulterioare. Ordinul numărul 31 din 2008 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a legii 205/2004 cu modificări și completări ulterioare. Ordonanța Guvernului numărul 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare de domeniului public și privat în interes local cu modificări și completări ulterioare. Ordonanța Guvernului numărul 24/2016 privind organizarea și desfășurarea activității de neutralizare a deșeurilor de origine animală cu modificări și completări ulterioare. Regulamentul Comisiei Europene numărul 1/2005 al Consiliului din 22 decembrie 2004 privind protecția animalelor în timpul transportului. Față de cele prezentate, supun atenție și aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre pentru înființarea serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân.
Proiectul de hotărâre enumeră în preambul toate actele normative pe care le-am citit mai devreme și la articolul 1 propune. Aprobarea studiului de fundamentare decizii de înființare și delegare a serviciului pentru gestionarea canalului forestier al Comunei Urbețe de Bacău, conform anexei numărul 1, care face parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre. Articolul 2. Aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpâni, conform anexei 2, care face parte integrată din prezentul proiect de hotărâre. Articolul 3. Aprobarea documentației de atribuire prin procedură simplificată, conform anexei numărul 3 și draft contract de legare gestiune conform anexei 4, care face parte integrată din prezentul proiect de hotărâre. Și după cum dacă ați urmărit și pe site-ul primăriei, ați găsit toate documentele pe care le avem noi aici în față și care stau la baza implementării proiectului respectiv, da? Nu știu ce aș putea să vă spun mai multe, cred că cunoașteți la fel de bine ca și mine care este situația din teren cu câinii fără stăpân, iar soluția legală în acest moment se pare că nu poate fi decât cea pe care am prezentat-o aici. Așa aici, ca și pe site-ul primării, vedeți, aveți toată documentația care stă la baza atribuirea acestui serviciu. Durata estimată a concesiunii este de 5 ani, așa că câteva elemente, dacă e mai evident, plus opțiunea maximă de prelungire 2,5 ani. Elementul numărul 2 din strategia de contractare, va fi valoarea cifrei de afaceri estimate cu durata celor 5 ani, plus opțiunea de maximă de prelungire. Valoarea tuturor de elementul numărul 3, valoarea tuturor bunurilor și serviciilor care sunt puse la serviciul concesionarului de către entitățile contractante, cu condiție ca acestea să fie necesare pentru executarea lucrării sau furnizarea serviciilor. Obligațiile vis-a-vis de acei câini, în momentul în care vor fi recoltați, capturați și duși în depozite, cad în sarcina concesionarului. Atât alimentația, cât și tratamentul medical și îngrijirea lor. Și plus, după care, înfierea sau o altă destinație pe care vor avea acele animale. Dacă sunteți de acord, dacă aveți, eu știu, discuții cu subiecte. Procedura, când este ilegală, se zice că trebuie urmată. Eu propun că, în baza acelui regulament de înfrumusețare comunală, concomitent cu aceste acțiuni, să facem adunare și cu proprietarii de câini care spun că nu sunt ai lor și lasă în timpul liber sau în comun public. Pentru că mai de disconfort sau probleme chiar de circulație. Pentru că, în felul ăsta, noi să plătim pentru acest serviciu în baza unor neglijenți care scot tot timpul câini în drum. Nu, și aici, în momentul când am făcut achiziția pe care v-am spus că deja ți-a emis dispoziția de anulare, s-au discutat, că sunt câteva puncte în toată comuna, nu peste toate în aceleași probleme. S-au discutat cu oamenii și le-am explicat, că nu puteam să dau cu precizie ora și ziua când vor veni. Ca să nu apară fenomenul, azi îi strâng, că știu că vine câine și îi ia și mâine îi dau drumul înapoi. Nu, i-am pus în temă că se va întâmpla ceva într-o perioadă următoare. Și în avesul, cei care doresc să-și depredice animale în condiții care ei vor fi capturați și duși în depozit, vor suporta cheltuielile litoații care le face respectiva firmă cu astfel de servicii. Cu cartul care și-o revendică, că o să apară, că era câinele meu. Oricum noi vom informa populația pe orice caz, și prin dumneavoastră, și prin celelalte rețele. Nu vreau să faci câinele. În momentul când te duci, dar dacă te duci și l-ai luat de la poartă, ai să vezi atunci că se întâmplă altă discuție. Cu siguranță facem lucrul ăsta ca să preîntâmpinăm și să-i informăm. În cazul în care nu-l recunoști și nu-i altă, nu a fost confiscat. Capturat și dus unde trebuie. A fost discuția așa. În momentul când îl revendici că e al tău, te duci la firma respectivă pe cheltuiala ta, plătești toate cheltuielile care le-au făcut cu transportul, cu întreținerea lui până la data la care vei și îți ia animalul acasă. Nu, eu ziceam că din neatenția sau nepăsarea lor, trebuie activat un pic și articolul de regulament de înfrumusețare, unde mai sunt și niște măsuri, dacă nu sancționăm. Știu ce spune. Pentru că comunitatea să plătească. Ai dreptate. Dar în momentul când te duci, și știi bine că am fost și împreună, și în momentul de față, și în momentul trecut, da? Câți au recunoscut că-s câinii lor? Niciodată. Nu se pare toți să-i și pe cine să sancționeze? Deci ei au primit hârtie acasă. Și pe cine să sancționeze? Ai văzut că s-au și furat când am trimis înștiințare acasă, să aibă grijă să strângă. Noi nici nu mai vorbesc. Să țin pe câinii din șosea și să-i au încă și afli câinii. Poate și merg. Nu este un fapt de listă de câinii. Eu cred că dacă reușim să finalizăm ceea ce ne-am propus prin intermediul acestui serviciu, poate să vorbim mai limpezi locul. E important să facem operațiune două. Trebuie să zic.
Păi asta, eficiența să fie benefică și pentru bugetul local și pentru spirit. Când avem interes, sunt bani care îi cheltuim fără niciun fel decât fie în considerare figurul de sănătate și populație. Copiii în Bucureștiu, știți cum, povestea cu câine. Azi aduce mâine, iar îi luăm, iar plătim, iar îi aduce... Foarte scump. Un câine, dacă ți-o aduce aproape 1000 de lei. O, ca să-ți ia după stradă, da. Era 700 și a mai crescut prețul, cu TV-a, cu tot duce la 900 și ceva de lei. Și îți dai seama, ei, strângi un număr de animale, le duci, plătești și a doua zi te trezești din alte, nu știu de unde vin, iar în populația. Credeți, știți, nu știu. Sunt persoane care țin că în impotență nu să crească un porc. După ce treci, dă drumul din impotență în drum. Să duc înapoi, să iubesc, când se iese în bunie, să 15-17, o să plecăm câinii ăștia pe la firma aia, o să zică, băi, ăștia, dacă vreau să băi, trebuie să mă dă profit la firma. O să ne strângem, am stat și ne-am gândit și noi să ne facem sisteme particulare, adică să-i fie, să-i cu box, să iasă cu ceva, că poți să faci, când te duci, te-o dat, dar rugăciune înapoi și părățarea e tot. Îți vă zice că poți de ăștia, care trebuie o leagă atenționați. Eu sper să găsească soluția legală, primul rând, și să existe și bun simț din partea tuturor, ca astfel de lucruri să nu împovărăm bugetul de pomană. Noi o să realizăm, nu știu ce obiectiv de care lumea are nevoie, să cheltuim banii în timp. Bani cheltuiți degeaba. Dar e mers în paralel cu doctorul veterinar, să mai fac doctorul. Medicul veterinar face totul contracost și nu poate să facă decât să-i prinzi câinii, să duce și îl tratează sau îl castrează și atâta face. Da. Nu poate să-i facă nimic altceva. Vedeți un doctor veterinar. Și trebuie să fie medic veterinar care are laborator, care are anumite condiții cu oricine. Când toată lumea poate să facă același lucru. Azi mai e din așa. Am avut o problemă asemănătoare nu cu câinii, dar cu ursul din pădure, da? Acum, într-o sâmbătă seara, la 1-2 noapte, am fost atenționat prin 1-2 de serviciul jandarmeriei, că în scurta este un urs într-un cireș. Da. Și eram puși în situația în care, neavând niciodată de a face cu așa ceva, nu prea știam cum și ce să procedăm. Dar e o ordonanță de guvern, dată în 2021, dacă nu greșesc, chiar 55 poate numărul, care precizează foarte clar și cu subiect și predicat și lucruri care probabil o să-mi găsesc dacă se va mai întâmpla. Dar preventiv ar trebui să ne regăsim și tot să dar este. Da, dar au fost acolo. Bordo a fost jandarmerie, au fost de la Ocolo Sirbic, au fost de la noi. N-am mai apucat să nu era undeva la un eveniment. Îți scăpa undeva nu, deja au apărut urși la pâncădurea de la noi. Și sunt, dacă nu, 5, 6, 7 exemplare. Și cade tot în sarcina noastră a Consiliului Local să facem un contract, fie permanent, fie în caz de intervenție, cu un medic veterinar autorizat în astfel de situații, ca în momentul când apare ursul pentru a nu complica rău și a pune viața omului în pericol, da, trebuie să apelez la, ai contract, așa spuneam, noi răspundem, noi, primăria Consiliului Local, da, să ai contract cu respectivul vânător autorizat și cu medic veterinar, care stabilește doza funcției de animal și de ce greutate are, ca în momentul în care nu-l poți îndepărta prin alte căi decât să-l tranquilizat, da, să-l poți și să-l ia cine trebuie să-l ia să-l ducă în altă parte și ne dă de lucru. Și trebuie să facem și cu siguranță, dacă la plus s-o mai auză nimic de ursulețul ăla, avea 50 de kilograme, nu știu cât avea. 50-80 cât o avea, nu știu, era în cireș, sunt boze, sunt acolo, au fost toată lumea și au găsit o soluție, că e și metoda de a-l îndepărta, nu neapărat să-l tranquilizeze. Că nu poate oricine să facă treaba asta. Și am sunat în seara aia, medici și veterinari, era două noapte, pe Cantemir, pe domnul doctor Cantemir, pe domnul doctor Dorofti, ei nu sunt autorizați să facă treaba asta. Nu știu dacă este la nivel de județ sau nu știu unde este, un astfel om, da? Vine contra cost și noi trebuie să suportăm toate astea, că pe teritoriul Oatiului care se întâmplă un astfel de necaz, ca și cum vine, noi răspundem și de viața omului, și de viața animalului, și de toate cele. Bine, acum mai este, până scop iar cine și mai avem primul. Propune un specialist când apar situații, nu asta va fi. Gata, să mulțumesc ei, deci toată e pe timp prea bună. Poți să poate atenție pe drum. Deja s-au învățit. E ca bombeală, poate. Ia orice să fie drumul să fie ca bombeală. Nu, el știe să-l face ursul de aia, că era trage. Da. Dar mi se pare că și tu ai înclinat în sensul de a juca ursul. Am vrut să-mi schimb un pic atmosfera, dar astăzi treceți președintele la urmă. Mai sunt șapte intervenții. Hai, trebuie ursul.
trecem la vot. Cine este pentru? Mențiunea acțiune împotriva celor care lasă timp cu interes. Adică regulamentul ăla de frumusețare l-a scris, l-a făcut un oficiu, domnul secretar a umflat între 3 km și toate bunicuțile astea care s-ar trăie și cele zicându-i meu, prea era 7, după următoare. Am una care m-a făcut și m-a întors. Nici bună ziua mai întors. Iar noaptea ferească Dumnezeu, pe acolo prin față, la noi, să vezi cu pățiești, fugi. Dacă nu ai picioare iuți, rămâi cu altă ori în altă părere. Să găsim soluția, nici să nu supărăm pe nimeni și nici să nu cadă pe nimeni. Chiar să nu supărăm pe nimeni, nu se poate. Până când cumpătăm pe jos. Pe cineva, în cazul care te duci cu forța și să-i impui că-i câinului, dacă nu-l recunoaște și asta, iar e o problemă. Chi cer cu el, începe să te înjuri să-ți facă. Am înțeles și ursul cu bună la ceva să vă dă? Bună să vă dă, pe duri la el, dar mereu îți vrea acolo. De la mine e un bător, mai spus. La Radocom, la mine, ca cum îl cheamă? Și la mine, ce se întâmplă? Pe Lurța Bisericii acolo, iese cu ei, nu se duce, se duce la alimentar, se duce cu ei. La Zădăroaia sunt căprioare. Asteros, alte legi. Auzi, Dani, la tine în Tarlac sunt căprioare. Eu. Așa l-ați auzit? Da. De asta, de asta cât mai mult pe acolo. Atenție la sălcii, că astea stau mai mult pe lângă. Și cu două sălcii oare. Următorul punct, domnul președinte. Punctul 3. Proiect de hotărâre privind stabilirea mandatului reprezentantului legal a unității administrații teritoriale, Comuna Ordeni, pentru ședința Adunării Generale Acționarilor, SRC Compania Regională de Apă Bacău, ESA, din 5.08.2022, inițiator, primar Boba Costache. Dau citire materialului aferent. Mă duc la cunoștință faptul că prin adresa 1.151, Compania Regională de Apă Bacău anunță convocarea ședinței extraordinare a acționarilor Companiei Regionale de Apă Bacău S.A. în data de 5 august 2022 la ora 15 la sediul societății, unde va fi desfășurată următoarea ordine de zi. 1. Aprobarea modificărilor survenite la contractul de delegare a serviciilor, așa cum sunt ele evidențiate prin actele acționale 78-81-90 și nota 1853 din 29-6-2022. 2. Împuternicerea persoanei fizice care va îndeplini formalitățile de publicitate și înregistrarea hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor la Registrul Comerțului. Acestea ar fi punctele de pe ordinea de zi. Firește, în ultima perioadă sunteți obișnuiți cu astfel de proiecte de hotărâre. Faptul că frecvența lor a crescut e legată de ceea ce vă spunea domnul primar mai devreme. Se încearcă cumva accelerarea a tot ceea ce înseamnă investiții prin POIM, atât în sistemele de alimentare cu apă, stocare și rețele de canalizare la nivelul județului. Deci aproape în ședință în care să ne delegăm pe cineva să ne reprezinte în cadrul Adunării Generale a... Cum s-a fi expresia, domnul secretar, de 15 ani ăștia cu poimul, tot o omor de tot, costă 40 de milioane de euro, tot o fății, tot o fății. Acum nu mai face nici la calendrile grecești, schimbările de prețuri și costurile astea scumpe. Nu știu cine o să dea bani înapoi la Uniunea Europeană. Tot o vorbă. Când a fost implementat la timp. Să știți. S-a întâmplat pe rancă. Obiectivul final ține de faptul că noi ca oameni și nu numai, nu trebuie să rămânim fără apă. Contează ce facem la oameni, știți? Că dăm la oameni, că dăm la animale, că dăm câmpului. Dar de 15 ani, proiectul ăsta trebuia să fie terminat. Este tot. În tot județul. Dacă depindea de mine, în copac, știu. Știți, dar... Vreo 15 ani trebuie terminat. Și au tot strâns și mult, dar... Adică noi ne chinim să avem apă și, de fapt, am intrat în aeropeană cu căruța. Ce să zic? Bun. Proiect de hotărâre privind stabilirea mandatului reprezentantului legal al OAT Comuna Urbeni pentru ședința Adunării Generale a Acționarilor, ISC, Compania Regională de Apă Bacău S.A. din data de 05.08.2022 la ora 15. Consiliul Local al Comunei Urbeni Județul Bacău, întrunit în ședința ordinară din data de astăzi, având în vedere prevederile articolului 2009 și următoarele din codul civil, articolele 2, litera E și H, aliniatul 3, articolul 7, aliniatul 1, litere B și E, aliniatul 2, litera H, articolul 8, aliniatul 1, din legea serviciilor comunitare de utilități publice, numărul 51/2006, republicată cu modificările și completările ulterioare, a legii serviciului de alimentare cu apă și canalizare 241/2006, a hotărârii Consiliului Local al Comunei Urbeni, prin care a fost aprobat studiul de oportunitate privind delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă și canalizare al Comunei Urbeni Județul Bacău, adresa Companiei Regionale de Apă Bacău S.A. numărul 8151 din 29
a 6.2022, transmisă la Primăria Comunei Urbeni, hotărăște Consiliul Local al Comunei Urbeni Județul Bacău, în calitate de autoritate administrativă autonomă deliberativă, acționarului SC Crave S.A., acordă mandat special reprezentantului său legal la adunarea generală a acționarilor SC Crave S.A. să voteze, în funcție de votul dumneavoastră, la adunarea generală a acționarilor, din data de 5 august 2022, la hotărârile prevăzute la punctele 1 și 2, cele pe care le-am citit anterior, articolul 2, în cazul în care nu vor fi împlinite condițiile de cvorum pentru ședința adunării generale extraordinare din data de 5 august, valabilitatea mandatului prevăzut la articolul 1 din prezentat se extinde pentru ședința organizată, reprogramată, practic, în data de 8 august. Prezenta hotărâre va fi comunicată reprezentantului legal al Consiliului Local al Comunei Urbeni, la adunarea generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară și la adunarea generală a acționarilor SC Crabesa, firește persoane din cadrul aparatului de specialitate al primarului, Compania Regională de Apă Bacău, Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, prefectului și va fi făcută de la cam asta am discurs. Dacă sunt interveni. Îl delegăm pe domnul primar, care reprezintă interesele comunității noastre, dar cu un mesaj. Când vor înființa sistemul de canalizare, să nu facă trăsnaie de la Valea Seară. Adică ți-a avut mai mică și nu vrea să o ia crabă deloc în administrare. Că și pe asta v-a spus un specialist de care a făcut sistemul ăsta de apă alimentare la început. Adică să țină cont, să pună conducta standard. Când sunt probleme grele, vin vremuri nasoare și sunt fundătesc. De aia nu vrea crabă să ia la Valea Seară. Și tot multă stația temporară de la Orbeni, și au mutat-o după aia la Valea Seară și din cauza acelei gafii trebuie să-l cunoaștem și proiectul de la Orbeni a rămas așa, prin coclaură. Că nu-i venit o soluție tehnică. Problema canalizării la Valea Seară echivalează cu problema apei de la Orbeni. Un sistem dezechilibrat. Mulțumesc, domnul secretar. Un sistem în care, știți cum e, dacă vezi lucruri pe termen lung, nu lași satul ăsta să se extindă în toate direcțiile haotic. Comasez, concentrez populația într-o anumită zonă și acolo le asigur toate facilitățile. Nu fugi după toți moșnicii și toate babilii cu conducte pe toate idealurile. Ca să cheltui miliarde în timp de zeci de ani. N-are sens. Deci chestia asta e prostească, pur și simplu. N-ajungi nicăieri. De la mine. Prin lege s-a stabilit că odată ce te-ai branșat la apă, atenție, ți-ai făcut casă nouă, te-ai branșat la apă, da? Ești obligat să te branșești la canalizare. Că nu-ți fac sistem de canalizare ca să stau să mă uit la el, sau tu să nu beneficiezi de el și să mi-l dezechilibrezi. La fel cum și în blocurile din Bacău, da? Trebuie să împingi căldură la etajul 10, dar până acolo să răcești, la plătești milioane, urlă că stă în fric și tot așa. Deci dacă vrem, trebuie să le și folosim. Dacă le folosim, trebuie să și plătim. Asta e logica sistemului, că e sistem. Sistemele astea nu se fac pentru o persoană, se fac pentru comunități. Deci atunci... Surpriza mai atunci care e fine, persoane sunt transportate. Păi și-ai lăsat satul să-l extinzi. Și am mai și propus extindere. În toate mandatele cu bucățicul de aici, tot, via poți să-mi spui că, de fapt, a trebuit strânsă. Extinderea cu ce mă cu ce să încerc? Cu demonatul locuință? Sau cu sistemul de canalizare? Că te-ai adaptat. Adică nu e interesat. Noi la noi, nu inventăm noi apa calul. Și Italia, de ce n-ați spus. Și Franța are pământeze mici și nu ca a noastră. Nu sunt disipate chiar atât de mult. Nu, da, mulți, din câte înțeleg, mulți fug de branșare la canalizare. Da, fii scumpă. Dar ar trebui, nu, dar trebuie, există obligativitatea ca cel care va fi branșat la rețeaua de alimentare cu apă, automat devine și consumator pe zona de canalizare. Deci e obligator. Că nu se primește apă dacă nu ești legat la canalizare. Deci astea două trebuie să fie legate de lucruri. Dacă e o locuință, două izolate, da, să poți să-l opriți pe acela, poți să-și facă o fosă, că sunt fosă serce, sunt să o mulțim, nu-i inventăm noi apă la lucruri. Acum să ajungem acolo, să facă ce e mai important. Eu spun toate lucrurile astea în contextul în care mai devreme din sală s-o spun, domne, din greșelile și ale noastre, și ale vecinilor, și ale trecutului, noi trebuie să învățăm, știți? Și apoi avem în jurul nostru atât de multe informații pe care nu trebuie să o negăm. Și ce la Valea ce probleme sunt? Că nu funcționează sistemul? Funcționează. O să ai un abonat care tocmai la Bădălan zis la deal, corect. Și trebuie să-i transporti materiile fecale tocmai corect. La Ghinia, la Valea Seacă. Nu e obligatoriu. Sunt soluții. Alternative. Atât de cât am stația de devorare la vale, e soluția la vale. De la corect. Cine îl aduce de la deal, de la dumneavoastră, spre văzut în proiect, pompe de ridicare. Asta ar dăuniți din care satul Valea Seacă este un sat mult mai liniar și nu are o diferență de nivel atât de mare ca Orbeni. Repet, costurile vor fi importante. Să
să întreții sistemul și pontele alea care o mar, să plasică, nu o să fie civilizație. Să ar motoarele, să vezi atunci chinul lui Vasile Ion. Eu nu știu, dar cred că în primul cazul se duce într-o zonă izolată, să faci pentru anume persoană o chestie de asta de legalitate. Acolo vă rog să faci niște calcule, să vezi, merită să duci investiția până acolo, dacă o persoană, două, trei, eu știu, nu vreau. Deci noi, prin punct atenție, noi am încercat să integrăm și acele construcții făcute în decursul timpului. Actualizare, corect. Intrarea legalității. Și am băgat noi legalitate, oameni care săraci nu aveau gândul, vreodată în viața asta, să intre în legalitate. Doi, să o extind zona Câmpul Părului. Care este cea mai bună, mai eficientă zonă pentru a construi din aproape toată comuna asta. Păi nu, dar extinderea duce în zona aia, deci nu în partea aia. Ce în partea aia am ajutat să intre în legalitate, iar extinderea în partea de jos, unde este prielnică cu răspunderea investiției acolo. Dacă ai ajutat să intre în legalitate, acum, după curent, îi dai și apă, îi dai și canalizare. Și cu asta noastră. Să dea Dumnezeu să fie. Și dacă te uiți în zonele pe care le-am ajutat, sunt de legalitate. Mi se pare că sunt mai dezvoltate, din punct de vedere al construcțiilor, decât zonele pe care e centrul satului. Ținând cont că sunt mai tineri cei care s-au amplasat. Da, uite-te pe drumul nou la Biserica Nouă, că sunt numai case și case. Uite-te pe de sus a satului scurt, dar în școală numărul 3, când te uiți de pe izlat, să vezi că parcă e un alt sat. S-a schimbat. Când mergi așa printre ei, nu vreau să. Dacă te urci pe cam șase, se vede mult mai bine, vreau să spun. Dacă te uiți în prima jumătate a satului Scurta, lucrurile nu prea stau cum, de fapt, au stat. S-au extins. Sunt foarte multe case părăsite, îmbătrânite, oameni îmbătrâni care nu mai pot așa. Unii pe care mai tăiat noi, hămeiul și ce mai era pe acolo, că erau, nu mai știe. Poartă că nu știu care. Sunt, asta e realitatea, din păcate. Deci, extinderea ne-a dus o zonă izolată, extinderea a dus unei prielnic pentru dezvoltarea satului, investiții, ai șansa să duci o canalizare, să duci un gaz, să duci apă, să duci aia. După aceea, și-o scurtați în urma, să știți, se integrează situația demografică. Adică să fie mult mai bune pretapele pentru apă, canal și celelalte utilități, să rămân aproape părăsite, deci solicitările vin din alte zone unde cei tineri de o serie. Dar văd în ultima vreme, să știți că poate și prin faptul că au început prin niște investiții pe aici la Brâns și la Scurta, s-au cumpărat chiar multe case. Foarte multe case. Și familii tineri care au cumpărat. Adică lucrezi aici, eu am văzut atât. Anul ăsta, după aș putea să spun, cred că cel puțin 10. Oameni, sau și mai mulți, oameni care au văzut, bă, să fac ceva un caz, nu știu ce am mai făcut noi pe aici, și cu toată lumea, da? Și încep să vină să cumpere case. Și mai văd un fenomen. Și mai văd un fenomen. Un lucru bun. E un lucru bun. Că vin familii, tineri, copii. Nu. Și case sunt de cumpărat programate. Sunt de cumpărat. Dar să fac și noi. Da. Construcții noi. Da, da, da. Dacă vă uitați și lovesc. Da, da. Și e un lucru bun. Pentru că asta încurajează și pe cei care suntem mai să dăm drumul la investiții. Și în același timp vine și reversul. Investițiile au și ele un răspuns. Au un undeva, bă. Și o mică lume, să știți, oameni din Scurta, oamenii de o vârstă tineri. Privat e fragedă. Sunt unii chiar mai nici ca mulți tineri. Sunt care sunt plecați sau fonduri. Nu stați în recensământul. Bine. Care sunt șanse? Vă da Dumnezeu și suntem pe poziții, suntem, am depășit 3400. Bun. Dar am avut emoții, să știi. Că dacă intri sub 3.000, degradează comuna, numărul se subțiază printre dumneavoastră și alte lucruri, proiecte, investiții, alte formule de capital. Dar până acum s-o prelunge cu 24 și dacă mai știți pe careva că nu e recenzat, ar fi bine să fie, deci încercăm să-i verificăm bucată cu bucată. Acum într-o zi avem 3.400 și vreo 9. Bine, mai luăm un calcul, că mai apar, nu știu ce, pe final, dar mai avem o săptămână de rescriere și văd că mai crește, de 5, 10, 15 la fiecare recenzor în parte. Încercăm fiecare un bucat cu bucat, fiecare casă, fiecare om, chiar dacă plecat, găsim soluții prin prieteni, vecini, contactăm telefonic și are loc recenzarea. Și stăm, zic eu, bine. Bine raportat la realitate. Mă temeam că nu o să atingem nici 2500 la... Că am plecat... 3500 la sol. Și cei sub 3.999 înseamnă altă încadrare a Comunei Orbele. 3.001. Cei cu 3.001, unde suntem noi, suntem într-o altă grupă, unde suntem toți. Deci e formula de calcul pentru buget local, pentru sume și pentru alte lucruri, proiecte și așa mai departe, se ia în calcul numărul de populație, numărul de case, numărul de ce mai acolo suprafață și așa mai departe.
Important este să ne stabilizăm. Pentru că dacă cineva are în intenție de a face ceva vis-a-vis de fenomenul reformului, reorganizării, așa, optica lor are în vedere cifra de 5.000. Noi ne situăm unde ne situăm, nicio problemă. Dar munca și eforturile noastre trebuie orientate, bine, ok, în zona condițiilor, a ceea ce oferă omul, dar trebuie, munca asta trebuie dusă pe două laturi. Nu poate să vină primăria să-ți facă ții copii. Da? Primăria poate să facă ceva astfel, să te păstreze pe tine ca și cetățean în comuna asta. Noi trebuie să avem, practic, grosul modul spus, cât mai mulți oameni cu buletin de ordine. Cumva. Și ne-au uimit plăcut că am zis că în ultima vreme chiar fizic nu va buletin și pleca. Fizic se localizează aici. Își construiesc case, cumpără case. Acolo, lângă Cotui, stătea pe terenul la Sfântul. Și oamenii care n-au fost să urmează și aceeași populație. Nu, oamenii care vin din altă parte. Și își face casa acolo unde nu prea are o deschidere în spatele casei, să zic cum. Dar condițiile care le are prin fața porții îl determină. Sau uite dincolo, în spate, la unde au, lângă mine, acolo, vis-a-vis de unde au venit. În 12 metri, 11 metri. Și au făcut. Beneficiază și condiții. Are și gazul, are și apa, are și drumuri bune, are și iluminat, are și acces la 85 rapid. Și toate astea... Și atenție, ăla e un băiat care vine din zona din capăt a satului Scurtea. Știți că stai sunul altfel, oameni care se manifestă în satul ăsta. Carnavale Seacă. Carnavale tot la centru. Tot s-a apropiat de Siret. 100 de ani în urmă toți trăgeau la pădure. Zic că se numesc cu românce blonde, și apoi niște copii frumoși, și zic, nu mai n-am fost niciodată. E o metodă pe lângă Damașca, acolo. Satul, jumătate a devenit frumos, elegant, și că nu o bunie, că s-a bunit. Hai, 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 dacă mai fost alte intervenții, am încă zis tot. Supun la apă, cine este pe aia? Complicat. Ce am anunțat la începutul ședinței, dar am primit o cerere din partea doamnei doctor, stomatolog, cabinetul de lângă primărie, Elena Bianca Giorsanu, prin care ne solicită, ne aduce mai întâi la cunoștință faptul că în urma unui control pe care și l-a efectuat în luna iulie, i-au fost descoperite anumite probleme de sănătate, astfel încât este interzisă conducerea de autovehicule, deplasarea distanței lungi, și evitatul de slivit să stea în picioare mai mult de o oră pe zi. Astfel încât activitatea pe care ea o desfășoară în cabinetul de la Ordin, care presupune deplasare, deci obțin 60 de km dus întors în fiecare zi, plus efortul zilei care trebuie să-l facă. Doctorul i-a recomandat o perioadă de repaus de 5 luni. Astfel încât nu o să mai poată onora pe perioada cât durează acest repaus, consultațiile și intervențiile medicale, atât la noi în comună, cât și în alte zone unde se mai activează. Fapt pentru care, pornind la situația asta medicală a ei, ne solicită, în baza contractului care l-am încheiat pe anterior, suspendarea temporară a activității pe o perioadă de 5 luni. Dar nu am o discuție cu ea și cred că e mai bine să suspendăm activitatea decât să reziliem contractul. Pentru că acum s-a făcut totuși și investiție și rezilia contractului ați rămâna să închidem și până la o nouă, cine știe, ce mai găsim și așa, cu chiu cu voie, a ajuns și el aici. Foarte greu. Ca și medic, pentru oamenii vin unde este plaj de pacienți. Aici e o situație mai aparte, pentru că, la Ordin, vin doar cei din Ordin. Și de pe la Scurta, mai mult, dar n-au zis să vină. Acum ai și doctorul. Și am zis că mai bine, mai puțin avem de pierdut dacă suspendăm activitatea, decât să rezilim contract. 5 luni de zile, după care și activitatea. Dumnezeu sănătate. Și e nevoie ferește de acolo. Și de acolo. Și de acolo. Dacă cine este pe acolo? Mâine pe la 3, dar ne vis-a venit subiectul tău, am putea să-i convocăm pe oameni, sunteți prin zonă careva, vorbim cu ei întâi. Electric. Decât combustibil
De exemplu așa, din experiența ta. Dar știți ceva dacă aveți o discuție liberă? Nu, 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 nu,